Te-ai gândit vreodată care e tipologia rolurilor tale? Bărbat? Între. Se caută un personaj reprezentativ pentru categoria lui de vârstă, o zonă medie de oameni. Ești mereu așa în discuțiile tale cu femeile, ai tendința așa să fii un pic semi-filozof. Din păcate, mereu cam nefericit și obosit. În unele filme chiar caști de m-a luat pe mine. Femeile în general și asta nu-ți place. Spun cam ce ar fi bine să faci și pe tine te enervează maxim treaba asta. Poate de aia nici nu vrei să te implici până la capăt în relații. Și mai e domne treaba asta care cred că a distrus bugetele filmelor românești. Fumezi continuu. Nu pot altfel, arta cere sacrifici. Salutare cinefani, bun găsit la o nouă ediție de Cinefan Podcast. Evident, suntem într-o seară de vineri la ora 20, atât pe YouTube cât și pe celelalte platforme, cum ar fi Apple Podcast, Spotify și mai știu eu ce. Avem la Muzeul Recordurilor Românești, care ne găzduiește în ultimele două sezoane. Și sperăm să ne găzduiască în continuare până la adânci bătrâneți. Nu uitați de site-ul cinefan.ro, unde găsiți întotdeauna cele mai noi știri din lumea filmului. Și nu uitați de paginile noastre de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, tot ce se poate și tot ce suntem se poate. Peste tot, da, exact. Dacă n-ai zis pe aia că suntem peste tot acasă, să ne mai faci reclamă la rapid un pic. Așa, salutare și ție, Manuel. Salutare. Și ca de obicei, ai onoarea de a prezenta invitatul. Am onoarea, da, și mă bucur foarte tare. Invitatul nostru de astăzi are peste 40 de titluri în CV, fie că este vorba de scurtmetraje, lungmetraje, a jucat și la teatru, seriale și mai departe. Și iată că acum cu prilejul celui mai nou film, Băieții buni ajung în rai, din 22 martie în cinematografe, nou film regizat de Radu Potcoavă, ne-a trecut pragul aici la Cinefan Podcast, îi spunem... Am putea spune că Băieții buni ajung la Cinefan Podcast. Ajung la... Evident, evident. Îi spunem bun venit lui Bogdan Dumitrache. Salutare, bine bun venit. Bine v-am găsit și pe voi și pe cei care ne urmăresc. În sfârșit ne vedem după atâta timp, atâtea filme. Reușim cu o premieră mult așteptată a lui Radu Potcoavă, ceva mai deosebit. O să vorbim de ea imediat la Cinefan Podcast. Deocamdată o luăm cu începutul, așa cum facem cu toți invitații noștri și le place de nu mai pot. M-am născut în 1977. Îi punem să-și aducă aminte. Îi punem să-și aducă aminte cum au ajuns ei prima dată în fața camerelor. Aoleu. Poveste lungă. Cred că prima oară am ajuns în fața unei camere la Andrei Enache, cel care a făcut Tancul, dacă cred că știți. Filmul și regizorul. Era în anul întâi de facultate, jucam cu Ioana de Hilerin și ne iumbeam pe un câmp ceva. Cam asta mi-aduc aminte și niște fum așa prin miriștea aia care ne izbea peste picioare și nu era... prea romantic. Ori iau Pătrașcu, parcă a fost scenarist la ăla, că mi-aduc bine aminte. Nu, cred că nici nu exista, cred că ăla era un exercițiu de școală și atât pentru noi care eram anul întâi sau doi, cât și pentru Andrei care era student la regie și era unul dintre primele exerciții de școală pe care le făcea și doamne, la școală e, na, ca la început, până puneam camera, până se odăra unghiul, până 5 ore în câmp, în miriște. Și după aia iubește, bă. Pupă, mă. Acțiune. Numai de aia nu mai aveai chef după ta pregătire. Da. Trebuie să spunem că tu ai făcut un ATC-ul, ai terminat la Mircea Albulescu, nu? Da. Și ai debutat în teatru, dar nu te-ai ținut de el. Nu. Nu, teatru m-a dezamăgit. Am terminat în 99, după care am jucat un an de zile prin București, unde cu bucur făceam, s-a dat el bolnav ca să intru eu în locul lui și... Bun. Ne ajutam că eram prieteni cu metri, și colegi. Da. Și mai întâi am intrat la Notara, unde el era actor angajat. Deja acolo am lucrat în trilogie belgrădeană cu Cristi Popescu și în Gemenii venețieni al lui Vlad Mugur. Trilogie belgrădeană era un spectacol cu mulți colaboratori. Și pe vremea aia era un obicei de neconceput să vină colaboratorii în teatru să ne ia locurile noastre. Pâine, așa că actorii angajați au făcut grevă și ne-au scos afară. Pur și simplu. De acolo ne-au trimis cu spectacolul la Bulandra, unde ne programau doar lunea. Deci v-au îngropat.
Da, în câteva luni spectacolul a murit. Spectacolul lui Vlad Mugur, în schimb, a fost o experiență interesantă pentru mine. Vlad Mugur a fost o experiență în sine. La sfârșitul acelei colaborări, el mi-a zis, băi, du-te la Craiova, că vin și eu la Craiova și lucrăm împreună acolo pe un rol mai consistent. O să vină și Silviu Purcărete și o să vorbim să te ia, că eu cred că ești un tânăr talentat. Bine, și m-am dus, m-am angajat la Craiova, Vlad Mugur a murit, Purcărete nu m-a luat. Și asta a fost teatru. Am dormit 3 ani într-o cabină și ăla a fost teatru. Te trezeai la 6 dimineața când veneau actorii? Nu, că actorii nu vin așa de bine. Așa am citit într-un interviu, nu știu acum dacă e la 6 seara când veneau pentru spectacol și începeau să se... Cabina nu era doar cabina mea, era o cabină în care veneau să se macheze, să se pregătească pentru spectacol și atunci trebuia să-mi fac frumos valijoara la 6, să eliberez cabina ca să poată machia ceilalți, da. Și tot l-ai așteptat pe Purcărete, nu? 3 ani? Da. Da. Așteptându-l pe Godot. Americani. Godot. Da, 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 exact. Și cum ai ajuns după aia, după facultate, tot cu Dragoș Bucur, că tu l-ai pomenit, să înființezi o agenție de casting? Ca să vă distribuiți... Imediat după Marfa și banii, Dragoș avea $3,000. Aia erau toți banii, n-aveam niciun plan. Ce facem? Și întâmplător, Radu Muntean cu Dragoș Vâlcu, la acel moment nu existau agenții de casting. Era un monopol al unei firme care se chema Eurotalent, care ținea de Media Pro. Mm-hmm. În fine, având monopol în piață, își serveau mai întâi proiectele lor și după aia proiectele celorlalți, iar ceilalți erau mai mulți, începea să fie volum pe publicitate în mod special. Erau începuturile atunci. Da, da, și nu existau prestatori de serviciu. Și au zis, bă, dar voi ce vreți să faci? Habar n-avem. Păi, hai că avem noi. Și ne-au zis, nu vreți voi să, nu e așa că v-ați gândit să vă faceți o mică afacere? Da, normal că ne-am gândit. Sigur. Și cu aia $3,000 ne-am luat vreo 2 calculatoare, cred 3, am închiriat o mică căsuță și am început să facem agenția de casting, care a funcționat bine pentru că avem prieteni buni. Nu că eram noi pricepuți. Exit, nu? Exit se chema la momentul ăla. Deci, da. Dragoș Bucur, tu, Boguță. Numai noi doi eram, inițial. Numai eu cu Dragoș. De distribuit, da. Da, da. Dar noi nu știam ce e o proformă. Practic, am deschis firma astăzi. În prima zi când am deschis-o a venit și prima comandă. Norocul nostru era că eram actori și atunci știam ce să facem la probele efective de casting cu actorii. Dar s-a încheiat ziua, am trimis caseta, ne-au zis, bun, ăștia sunt, vă rugăm contractele și proforma. E-factura. Ce e proformă Bucure? Stai așa, Google. 2002, nu? Cam 2002. Exact. Ce ai făcut după aia? Ai fost casting director la Marți după Crăciun, la un scurtmetraj, parcă la Apele Tac, la Comoara. Da, și ceva. La câteva mii de reclame. Și, mă rog, asta da, bașca. Cred că asta m-a salvat ca actor, de fapt. Reclamele? Poziția de director de casting, pentru că nu practicam, eu am început să practic actorie la 10 ani după ce am terminat facultatea. Deci, în afară de acea scurtă experiență de 2 ani la teatru, când m-am întors în București, am început să lucrez cu Bucur la această agenție de casting, dar nu așa se lega profesional pentru mine. Mai prindeam o reclamă, eram o tânără speranță de vreo 10 ani, așa că mă cam săturasem eu de câtă speranță și tinerețe acolo. Și practic vedeam sute de actori jucând pe aceeași situație, da? O situație scurtă pe care fiecare o prelua și o băga prin filtrul lui și o dădea afară în propria lui manieră. Și o stăteam și urmăream 50 și ziceam, asta îmi place, pac, le-am luat. An de zile am făcut așa, mii de actori și am luat tot ce mi-a plăcut. Și te-ai gândit în toți anii ăștia, bă, dar n-aș fi putut să fiu eu acolo? Nu neapărat, că la reclame nu vroiam tot timpul să fiu eu, iar exercițiul ăsta s-a-mi convenit acum. Mă tot gândesc că ar trebui să dau o bere la multă lume, da? Mai bine nu te mai gândești. Mai bine nu. Preluai gesturi, preluai inflexiunea ale vocii, probabil, nu? Sau... Modul în care rezolvau situația, pentru că fiecare venea cu rezolvarea lui. Multe dintre ele erau diferite, unele erau chiar interesante și atunci alea încercam să le preiau, să văd cum a rezolvat, care a fost gândirea lui.
Și m-am îmbogățit ca actor. Interesant, da, da, exact. Practic aveai ceva gratis în față, exact. Nu? Exact, material mult. Material, da. Foarte interesant. Da. Ai făcut scurtmetraje în anii ăia, ai făcut câteva. Câteva, da. Prin 2004 ai început cu Trafic al lui Cătălin Mitulescu. M-a distrat foarte tare că în Trafic, unde joci cu Andy Vasluianu și Maria Dinulescu, printre alții, Andy Vasluianu avea rolul lui de, era în epoca de taximetrist. Cum stai în epoca de tătic. Da, da, exact, așa. Și apropo că de asta voiam să zic, în, mi s-a părut așa o paralelă interesantă peste timp, că în Trafic te întâlnești cu fetița, la un moment dat în, în film, fix în locul în care o bântui pe soție în Băieții Bune Ajung în Rai. În fața statuii de lângă Cismigiu, da, în piața aia, fix în același loc. Și mi s-a părut așa un arc peste timp foarte interesant. Maria Dinulescu acolo avea un rol foarte amplu, vindea Coca-Cola și apă Dorna printre mașini și visa să ajungă la mare. Dar despre asta un pic mai încolo. Da, uite, a, și sunetul a fost făcut de Călin Potcoavă, tatăl lui Radu Potcoavă. Da. Nici asta nu mai mi-a adus aminte. Deci ne uităm pe ce conexiuni, da, un arc, da, da, peste timp. O să mai avem câteva aici, da, la Cinefan. Așa că trebuie să-ți aduci aminte. Tot cu Maria Dinulescu. Păi da, pentru că nu e așa. Te iubeai cu ea în tramvaiul, da, dar acolo era o poveste mai dubioasă. În Andreea și tramvaiul, ea era vatmaniță, da, 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 și între iubirea voastră sau în iubirea voastră și-a băgat spada un tramvai. Un tramvai Tatra. Foarte frumos, nu prea mai există în zilele noastre. Da, pentru un scurtmetraj făcut acum aproape 20 de ani, eu zic că a rezistat bine. De-abia ieri l-am văzut, vreau să-ți recunosc treaba asta, pentru că știam de el, mi s-a părut foarte interesant titlul, Andreea și tramvaiul, și nu-l văzusem și iată că a apărut acum pe YouTube de ceva vreme, cred că uh-huh, este acolo, și l-am văzut și m-a amuzat teribil, așa, o poveste de dragoste în trei, un trisam. Sunt curios să-l revăd și eu, că au trecut ceva ani, mi-aduc aminte că atunci am... Mi-era foarte greu să înțeleg cum Dumnezeu se iubește cu tramvaiul ăsta. E un pic că... Uite, băiat frumos aici. Și tramvaiul, adică... Și le mai ardea și transformatoarele din iubire. Alex Iordăchescu era regizor. Alex Iordăchescu, da, 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 da. Și uite, e interesant că filmul apare ca fiind elvețian. Țara cred de că era o coproducție, este... da, da. El este stabilit în Elveția, împreună cu soția lui, cu care am lucrat de alminter la... Miracolul din Tekir. Cu Roxandra Zenide. Da, cu Roxandra Zenide. Și atunci majoritatea filmelor pe care le produc sunt niște coproducții română-elvețiene. Trafic se vede pe Vimeo, Andreea și tramvaiul pe Cinepub, Lecția de box, un alt scurtmetraj în care încercai să-l moralizezi sau să-l mobilizezi pe copilul tău, pe băiatul tău. Acolo cred că e printre singurele unde ai băiat și n-ai fetiță. Da, da. Cam așa. Exact. Băiatul este băiatul Clarei Vodă, Vlad. Da. Ăsta e și el pe YouTube, Captiv de Crăciun, care e printre preferatele noastre în ceea ce privește trioul Răzuceanu, Agopianu, Iulia Lucina, Sfânta Treime, prima Sfânta Treime din cinematograful românesc, pentru că mai avem o Sfântă Treime, avem acolo un poster Papadopol, Boguță și Bucur de la, da, Lozuri. Pe care cred că îi știi. Da, normal. Așa, și a mai fost un rol interesant, mai sunt două scurtmetraje, trecem repede prin ele. Unul este Bomberman, care e un experiment foarte, foarte ciudat. Barna Nemeti. Da, e și ăsta pe YouTube, în care îl vedeți este? Cu Rolando, este, da. Rolando Mațangos, foarte tânăr, tu la fel, închiși într-o baie, într-o gară, da, și tu amenințai că te detonezi, că făceai un experiment, erai un cercetător nebun, nu știu. Da, da, da. Thomas Martin te cheamă. Nu mai merg. Ai un monolog. Tot vorbești mult, cred că ai învățat mult text. Din fericire, asta nu e partea cea mai complicată. Și nu că aș fi vreo lumină, ci că ne-am antrenat asta timp, că acum reușim să reținem relativ ușor. Da. Ca actori un text. A fost un scurtmetraj interesant, dubios, dar interesant. Da, da, da. Băi, din nou, ăsta era un proiect de început în care experimentam. Eu pot lucra în orice context și condiții până la urmă, atâta timp cât înțeleg ce fac, cât facem o echipă și împreună încercăm să construim ceva, nu trebuie neapărat rulotă și nu știu ce meniu vegetarian sau whatever. Și aici era o convenție destul de ciudată, care nu era logică până la capăt sau nu era într-o cheie neapărat realistă, ci un realism scăpat un pic în... Părumboi, în nu știu ce, în păpușoi. Și acolo mi-aduc aminte că aveam niște probleme din asta de logică. Măi,
Borno, stai un pic. Nu merg lucrurile așa. Și el zicea, Bogdan, nu e realism. De la clasic. Hai să depășim un pic momentul. Da, da, trebuie să vadă lumea ăsta, nu o să spun ce se întâmplă cu tine la sfârșit. Da. Și mai e un scurtmetraj despre care am mai vorbit la Cinefan Podcast, Miss Suenio, da, în care ești un pește next level, adică un fel de lover boy, ca să ne gândim și la alt rol pe care l-ai avut, unde erai de partea cealaltă, da, a legii. Da, mai degrabă un pește next level. Și ăla este tot un scurtmetraj pe care l-am făcut cu Radu Potcoavă. Și la care ai avut dubii în privința rolului, așa ne-a spus. Într-o primă fază. Nu prea ai crezut în rol așa cum l-a gândit el. Da, nu neapărat, nu neapărat. Mi se părea că ar trebui accentuat undeva dimensiunea lui criminală, să zicem, na, interlopă. Prea... Și... Dar de fapt exact asta era treaba, că el trebuia să nu așa îți dai seama că unde te duce. Și și a fost un lucru frumos acolo la misiune. Mi se pare că ești foarte bine până la urmă filmul. Dar când vă ascult, eu nu știam, nu mai mergeam înainte că am făcut chiar atâtea scurtmetraje, dar am făcut ceva. Cam asta ar fi. Din păcate, emisiunea, deși e foarte, foarte bun, nu se găsește încă pe nicăieri, poate o să-l bage și pe Stacine Pubul la un moment dat. Și ne întoarcem la filme, da, pentru că chiar înainte de scurtmetrajele alea, în 2002, ai jucat într-un film franțuzesc, al cărui nume mi-e greu să-l pronunț, dar dacă vrea cineva neapărat, o să-l punem pe ecran. Acore Acri? Da, dar... Dacă aș spune bine ce spun. A lăsat pe el să facă. N-avem titlul în engleză. Și personajul de... se numea Verlaine sau da, ceva, da, dar da, sincer, da, era o figurație specială sau un rolișor mic, o apariție, o ceva, că eu nu mai am absolut niciun fel de amintire despre... Dar ține minte totuși să notăm că ai debutat într-un film străin. Da. Știu că au fost atunci câteva care s-au făcut în România, nu știu, se ocupa cât că cineva, pentru că a mai fost și Țăcăniții, tot așa, în care au fost... Ceana Ularu. Exact, mulți actori români. Da, a fost și scandalul ăla cu nu știu ce actrițe care a apărut și după aia, de fapt, ale erau niște filme semi-erotico, nu știu ce, și apăreau, a fost un din ăsta, eram toți scandalizați și speriați pe la școală, bă, dar unde mergem la casting? E cu... Babardeală cu Bucruc sau Porno Balamuc? Da, vorbim numai titluri de filme acum, iată că... Da. Nici pe ăsta nu l-am găsit nicăieri, e probabil mult prea vechi și înțeleg că era oricum un film de televiziune. Mai e un film de care îmi pare foarte rău că nu l-am văzut, pentru că am văzut trailerul Creșteți Dummies, care are o poveste foarte mișto. Doi români pleacă într-o misiune, un tip și o tipă, să aducă o mașină din Austria parcă și ajung de fapt să facă altceva. Cu Maria Popistașu am jucat acolo, era un cuplu de români, am jucat în regia lui Ior Kalt, un regizor tânăr, ușor... Austriac. Ușor austriac. El s-a sinucis la vreo 2-3 ani după filmul ăsta. S-a îndrăgostit de una din actrițele care juca în film. Au început o relație, după care s-au despărțit și el a ales acest drum. Acum, cred că nu relația... Dar nu are rost să-mi dau cu părere. Da. Știu ce s-a întâmplat acolo. Cert e că mi-a plăcut să lucrez în Austria. Atunci am stat 3 luni complet. Pregătirea era nemțească. De ceas. Da, da, aveau resurse. Aveai rulota, erau la început. Important. Cred că da. Mașini erau. Mă simțeam așa, eram în Austria, nenică, am plecat tare. Păi era unul dintre primele proiecte în afară, pentru că prea se făceau coproducții atunci. În 2005 și actorii români să joace în film străin mai ușor. Tu l-ai văzut complet? L-am văzut atunci, cu sigur. Cred că am fost și la premieră. Da, nemții ăștia nu le pun pe YouTube. Dar practic povestea este că ei ajung acolo, acolo se cunosc un cuplu, încep să se încurce între ei cumva... Swingere alea. Ca la nemți. Ceva, da. Vreau să revenim puțin la Trafic, pentru că a fost un scurtmetraj important, a luat un premiu important la Cannes și a fost începutul unei frumoase prietenii cu Cătălin Mitulescu. Da. Ai ratat vreun film de-a lui? Nu cred. Cred că m-a scos. Dintr-unul sunt scos complet la montaj. Hai să-i naf, it's enough. Dacă nu pe prieteni, pe cine să-i scoți? Păi da, ca să nu se supere vreau. Da. Trafic, 2004.
Da, a fost foarte interesant cu Trafic atunci. Deci făcusem Trafic și cu Trafic am plecat la Cannes, de unde urma să plec legat direct la filmări la Crash Test Dummies în Viena. Și atunci eram copil așa și mai făceam pe grozavul și pe deșteptul și am ajuns acolo la Cannes, erau aia cu papioane și ziceam, ce voi, eu stau aici, mă duc la filmări, n-auzi, voi, nu stau aici, să mă țin ăștia în țarc. Acum îmi pare rău că n-am stat așa să văd un pic din Cannes ăla, chiar am plecat și am... Și n-ai mai revenit la Cannes? Nu, de atunci nu. Dar așa a fost și mi-aduc aminte că eram la Cannes și eram lângă palat, lângă, nu știu ce, într-un părculeț așa. Și era încă de vreme, spre prânz, și eram cu Cătălin, mă întâlnisem, ăla era încă în training, dar avea un costum pe un umeraș și nu știu ce. Băi, la un dat a sunat telefonul și nu mi-aduc aminte dacă Spielberg sau whatever, cineva important a dorit să-l vadă pe Cătălin în acel moment. Măi, deci cu un calm desăvârșit că te ne-a zis dați în costum. Și a scos frumos pantaloni, a rămas în chiloți, în mijlocul canului și a îmbrăcat smoking. Așa, hai să mă duc. Asta înseamnă să fii regizor. Faci multe lucruri la can. Asta să ai în primul rând o stăpânie de sine, deci e foarte calm. De unde și numele ziarului Can Can. Can Can. Hai să trece la filme serioase, să văd toate prostiile astea. Perversii care se dezbracă în parna. Și să vorbim despre, bineînțeles, Cristi Puiu, nu-i așa? Și moartea domnului Lăzărescu. Ne punem papion. Ne punem papionul la loc. Domnul Cristi Puiu, te rog frumos. Da, că și doamna, domnul Lăzărescu, domnul Cristi Puiu, sigur. Mă uitam azi, am dat un refresh așa la filmul ăsta și un cadru la un moment dat care mi-a ridicat părul pe mână pentru că apărea un el Ioan Fiscuteanu, Lumița Gheorghiu și Doru Ana. Da. Din păcate, toți trei au luat calea domnului Lăzărescu. Și tu în filmul ăsta ești medic la Sfântul Spiridon. Da, genul ăla de medic pe care nu-l interesa neapărat. Da. Cred că medici în general au nevoie să-și dezvolte un pic de tampon, nu? Să se apere într-un fel sau altul. Acum, în ce privește colaborarea cu Cristi pe acest film, a fost o intervenție destul de scurtă și la obiect, nu mai mi-aduc aminte exact dacă nu cumva am făcut și o înlocuire, ba cred că da. De aminte, cred că în toate filmele lui Puiu am făcut înlocuiri, că și în Sierra Nevada la fel am făcut înlocuire, m-am sunat duminică noapte și luni dimineața am început filmarea. La moartea domnului Lăzărescu m-am prietenit cu Luminița Gheorghiu, prietenie pe care am ținut-o după aia ani de zile, ne-am întâlnit la mai multe proiecte, din fericire. Și ce proiecte? Și era minunat să lucrez cu ea. Și când stăteam și făceam glume și râdeam între noi și atunci când lucram, pentru că era o profesionistă extraordinară. Extraordinar. Și cu un umor care, cel puțin pentru mine, era delicios. Nu pentru toată lumea. Nu toată lumea gusta. Da, poziția copilului rămâne poate cel mai important în colaborarea cu ea. Da. Să ajungem și la el. Trece repede prin ele, că într-unele chiar vorba ta, i-a apărut foarte puțin, cum ar fi Hârtia va fi albastră, o altă colaborare cu un mare regizor, Radu Muntean, apare la minutul 45, când îi capturezi cu vitejie pe teroriștii Ipate și Vasluianu. Dar clipești, nu mă mai vezi. Aici te vezi. Unde nu te vezi, e în alt rol de doctor pe care l-ai avut, o secundă, două, acolo nu știu pe cine ai înlocuit. În Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii, ești un doctor pediatru și aveai grijă de niște copii într-un salon. M-am uitat de trei ori la film ca să te găsesc. Cred că acolo m-a tăiat. Nu? Apari? Puțin. Da, puțin, dar cred că era ceva mai mult. Cred că mai era o secvență ceva sau două și le-au picat la montaj. Ești pe pat lângă un copil și te ridici și gata. Aia a fost. Să nu credeți că e ușor, că eu nu mă duc așa. Trebuie o pregătire și pentru asta, nu mă gândesc. Nu? Nu doar vii, hai, tragem 3 secunde, am plecat. Se trag duble nenumărate, e greu. Nu e ușor. Ușor nu e. Nu, dar chiar pentru o apariție de asta îți pierzi câteva ore, dacă nu chiar o zi. Că unele se repetă, nu? Nu cred că se trage o dată și gata. Timpul la filmare nu se pierde niciodată. Nu. Cel mai frumos timp. Ce pierzi uneori niște nu relații? Nu degeaba ziceau prințișorul filmului române. Eu chiar mă simt așa când ajung acolo, pentru că
setul de filmare e un mediu special în care, ca actor, cel puțin simți că fiecare lucru pe care îl faci are importanță. Da? Și o respirație și orice este văzut, sigur, poate că e potrivit, poate că nu e potrivit, dar te simți foarte special atunci când tot ceea ce faci se înregistrează, există o logică, este construit, este aprobat, este văzut. Chiar mă simt ca un prințișor. Dar uite, asta cu prințișorul nu știam, dar aș vrea să te întreb când a devenit Bogdan Dumitrache Bughi? De la Cătălin Naumi se trage, de prin anul 2 de facultate. El doar vrea să zic atunci că sunt zmucit, apucat, ceva de genul ăsta, încerca să pună pe masă. A ieșit acest Bughi pe care l-a îmbrățișat toată lumea rapid. Și așa inclusiv Radu Munteanu, nu, care a făcut un film cu numărul ăsta, unde ai fost trebuia să cheme, da, filmul inițial trebuia să cheme 30 și ceva, dacă mi-aduc aminte corect. Era vorba de un bărbat la 30 și ceva de ani, care este un pic indecis și trebuie să ia niște decizii. Exact. Acolo am lucrat ca asistent. De-a lungul timpului m-am întâlnit de multe ori cu Radu Munteanu. E unul din regizorii cu care m-am întâlnit de mai multe ori în diferite poziții. Deocamdată niciodată major ca actor, dar cine știe, poate că o să se întâmple și asta într-o zi, dar i-am făcut casting, i-am făcut asistență de regie, am jucat în aproape toate filmele lui. Ne-am și reclame? Mult. Inclusiv reclame am făcut cu el. Da. A făcut multe reclame. Da. Și majoritatea reclamelor pe care le-am făcut eu le-am făcut cu el. Îți aduce aminte așa câteva reclame care ți-au rămas în minte, care au fost, multe dintre ele cunoaștem, dar poate nu știm cine a lucrat la ele. Da, era o reclamă la o bancă. Acum numele nici nu mi-l aduc aminte exact și nici nu cred că ar trebui să-l spunem. Contează. Dar cert e că eram într-un muzeu, eu eram un prezentator de ăsta de muzeu care alerga coloana de public prin muzeu că se grăbea să ajungă acasă că și-a luat credit și avea să el o casă nouă. Ce trist! Și eu alergam pe acolo și aia tot grupul după mine și trebuia să zic o replică cu vază cu toporaș și ceva. Era titlul unui tablou destul de celebru. Băi, deci numai vază cu topărgâliș și coacă. Stop. Ce ai zis, mă, Bughi? Vază cu topăraș? Ia vină cu asta, ascultă. Că nu e așa. Deci până la urmă așa a rămas. N-am reușit să luam vază cu topărgâliș și coacă. Și coacă. Și coacă. Deci mai faci și de-astea. Am râs și cu el, ne-am întâlnit după niște ani și mi-a zis, bă, tu ia fii atent aici, că toba se uitau la ea lumea și ce ziceai mai aici? Că el cu Electric Brother, Gopo a făcut sunetul și ăla mi-a făcut, băi, Bughi. Asta e altă poreclă pe care m-am avut-o. Prințișorul filmului românesc, spaima sunetiștilor, era... A, bun! Am mai găsit un film foarte interesant în care joci cu Gabi Spahiu și Andy Vasluianu. Se cheamă Oul de Cuc. Da. Din păcate, iară, nu avem unde să-l vedem. Ioan Cărmăzan. Arată un film așa, pe anii 90, deși e filmat în 2010. Ai zis Ioan Cărmăzan. Și acolo ești un deținut inițial, care evadează. Sunt un polițist care se infiltrează ca și deținut în pușcărie. Pentru a obține informații, asta înțeleg că a fost un caz real, în realitate, unul dintre puținele jafuri din timpul comunismului, unde ăla a reușit să fugă cu banii și nu a spus unde sunt. Ce și trebuia să mă infiltrez în pușcărie și să evadez cu să-l conving, să-l fac să aibă încredere în mine astfel încât să-mi dea informații despre asta. Este unul dintre puținele filme care a ieșit bine din prima dublă. A, bun. La Cărmăzan totdeauna ies din prima dublă, nu știu cum se face. Bine, se făceau și pe peliculă, probabil nu-ți permiteai mai mult. Trecem peste Oul de Cuc, ajungem la un alt proiect important, Portretul Luptătorului la Tinerețe. Da, primul proiect important și care m-am simțit bine, în care am crezut, în care am lucrat cu multă, multă plăcere, în care documentarea era super interesantă și nu... Hai să ne facem partea teoretică. Din nou, chiar era... caz real. Da, da. Constantin Popescu, regizor. Da, mișcarea de rezistență. Și toți actorii din România de la vremea aia. Da. Și un grup mare de băieți care, na,
munca era muncă și distracția era distracție, ceea ce a fost foarte frumos. În general, filmele cu arme au, nu știu dacă pentru toți actorii, dar pentru mine ca băiat, bărbat, devin din bărbat băiat pentru că mă duce înapoi în copilărie când mă jucam cu puștițe, cu tot felul de chestii de astea, să te joci cu arme adevărate, chiar interesant. Da, cu puțină grijă, sigur că na, nu poți să tragi, sunt glanțe oarbe, dacă îi tragi lângă ureche, s-ar putea să-l surzești, păi, un ne-a pic. Povestit Adi Nicolae, exact, cum era să ajungă să joace numai roluri de pirat, că era să-i descarce o pușcă. La acest film. Da, au fost câteva accidente, din fericire niciunul care să rămână. Vreo urmă sau ai ceva. Avut și tu astfel de accidente pe platou sau la tine tu ai scăpat? Nu, au fost în apropierea noastră, mm-hmm. Se mai descărcau arme, mm-hmm. Sau prea aproape, ne mai țiuiau urechea o zi jumate după aia. Era nebunie acolo, cu așa desfășurare de forță. Da, dar amestecul ăsta de munte sau de grup care stăteam împreună în pădure pentru câteva zile cu puști, cu nu știu ce, era chiar... Chiar eram ca niște copii, așa. Se vede că la câți oameni au fost, câți bărbați pe posterul ăla cu portretul luptătorului la tinerețe, unii nici nu mai știu că au jucat în acest film. Că tot pomenisem de Adi Nicolae. Și a fost foarte interesant că e unul dintre rolurile cu cele mai puține replici pe care le-am avut și în care totuși prezența este consistentă. Uh-huh. Acolo cumva... Eram, fiind în toată atmosfera aia, în continuu în pădure, reușeam cumva să rămân concentrat și în personaj, indiferent că aveam replică sau nu. Și atunci am constatat prima oară, băi, nene, are dreptate puiul, care nu se vede, dar se simte. Aha, da. Pentru că chiar este așa. În personajul ăla, de fapt, vezi multe lucruri, deși el nu vorbește prea mult, dar din corp, din atitudine, întotdeauna transmite ceva. Și atunci am învățat că, băi, da, nu mai numărăm câte replici avem, că nu așa e. Nu așa alegem scenariile, deci 48. Dar aici cine stăpânește treaba asta? Adică a cui e vina, în ghilimele? A actorului sau a regizorului care știe ce să-i ceară? A scenariului? De unde apar astfel de secvențe? De păi care cred că este și. Pentru că până la urmă, într-o secvență în care nu ai dialog, deși există dialog în secvență, dar vorbesc ceilalți, cred că este determinarea actorului să rămână concentrat, pentru că altminteri atenția se poate pierde foarte ușor. Dacă ești regizor și ai în fața ta un monitor atâta pe care trebuie să urmărești o secvență în care 6 personaje dialoghează, se mai întâmplă nu știu ce și nu știu ce, s-ar putea să scape din vedere că mai e un al 8-lea personaj care stă acolo și nu zice nimic, iar dacă ăla se scarpină în nas la un moment dat, da. S-ar putea să nu-ți iasă ce te-ai gândit. Cred că este atât treaba actorului și capacitatea lui de a rămâne concentrat și în personaj, indiferent dacă are replică sau nu, că până la urmă despre asta e meseria noastră, cât și capacitatea regizorului de a crea situații de joc pentru actori care nu au replică în acel moment sau în acea miză în scenă. Ai tot vorbit de regizori, am tot vorbit puțin mai devreme despre tine, polițist infiltrat, am vorbit despre tine ca pește. De data asta, în Loverboy, în 2011, ești tot polițist, dar lupți împotriva peștelui Piștereanu, ca să zicem așa. Peștele mare îl prinde de cel mic, practic. Bine, era un pește wannabe, era un lover boy care până la urmă, nu știm, s-a dat, nu s-a dat pe brazdă, în fine. Erai Dumitrache de la Judiciar din Constanța. Că-ți purtai și numele. Da, Cătălin a văzut tot timpul polițist. Avea chestia asta. Polițist adjectiv. Da, cu Cătălin trebuia să fac un proiect, din păcate a picat. Dar acolo, de fapt, nu mă vedea polițist. M-a distribuit ca polițist de cele mai multe ori, dar principalul rol pe care trebuia să-l fac cu el trebuia să fiu un killer profesionist. Și era un personaj care era român de origine, dar a emigrat în Spania când era mic și urma să se întorcea în România pentru a executa un job, un om. Și dacă tot s-a întors să-l împuște pe ăla, hai să mai văd și eu ce-i cu tata. Își căuta și niște
legături familiale de mult trecute. Și atunci m-am dus, deci Cătălina a zis, băi, deci trebuie să fii bombă, pachete de mușchi, să vorbești spaniolă. Și mi-a zis, deci, un an de zile m-am dus la sală cu antrenor, cu aminoacizi, cu proteine. Deci m-am făcut pachetele. Ai mâncat sănătos? Am făcut și vreun an de spaniolă, după care ai zis, acum pleci la Madrid să stai câteva luni, să nu știu ce, să te... Și nu s-a mai făcut film. Dar măcar ai avut vacanța la Madrid sau nu? Am fost. Asta e important. Am fost câteva săptămâni la Madrid, dar n-a ieșit chiar așa bine pe acolo și m-am întors mai repede decât credeam. Deci n-a fost să fie. Spaniola n-a fost chiar atât de bună. N-a fost să fie, dar a fost să fie poziția copilului, pentru că am vorbit puțin despre el mai devreme. Un film cu premiu important la Berlin, la cea de-a 63-a ediție. Da. Credeai că se va întâmpla? Credea cineva din echipă că chiar și în momentul când ați ajuns acolo, am putea câștiga cel mai important premiu la Berlinală? Ursul de Aur? Cred că da, poate din naivitate sau din tinerețe. Cred că eu credeam că avem șansă să câștigăm. Și mi-aduc aminte foarte clar momentul din sală, când stăteam lângă Nețăr și l-a strigat și Nețăr a stat așa o secundă, s-a uitat la mine și a zis, hai, dar eu nu fusesem invitat pe scenă, numai el trebuia să se ducă. Aha. Dar n-am stat să mă gândesc prea mult, am auzit hai ăla și am, hai, pac, m-am ridicat cu el și m-am trezit, într-o dată eram pe scenă. Uite, n-a fost Cannes, dar a fost Berlinul, da, ți-ai luat revanșa pentru... Da. Și a fost drăguț Nețăr, că m-a lăsat să intru așa. Nețăr e mai agitat așa la filmări. Dar până la urmă fiecare se alimentează cum poate, cum vrea, cum știe. Când suntem acolo nu avem ce să judecăm. E mai important produsul decât relația. Și atunci... pentru film facem sacrificii. Facem sacrificii. Hai să spunem un pic și povestea din poziția copilului. În poziția copilului este povestea lui Barbu, un băiat dintr-o familie înstărită, cu o viață bună, care nu are nevoie de prea multe lucruri, care face un accident și omoară un copil. În afara orașului, totuși el fiind într-o întrecere, nu, cu o altă mașină și depășind linia continuă, este discutabilă vinovăția din punct de vedere legal sau nu știu cum să zic, până la urmă să omori un om legal sau nelegal te marchează. De fapt, filmul este povestea mamei lui Barbu. Adică a ta. Da, adică tale. A mea, eu fiind personajul. Mama Luminița Gheorghiu. Și mama Luminița Gheorghiu, care face absolut orice pentru a-și salva copilul, așa cum cred că orice mamă face. Sau cele mai multe mame fac pentru copiii lor și Luminița face un rol acolo extraordinar, extraordinar. Plus că la filmare cu ea era o plăcere. Avea un umor deosebit. Nu prea râdea pe set, că pe set ne concentram, dar și când prindeam câte o jumătate de oră la rulotă sau la rulotă deja avea. Sau în camera unde aveam noi scaunele, râdeam de neprăpădeam. Uite, e frumos să amintim de cei care nu mai sunt, dar care au lăsat o moștenire importantă în da, urmă. Da, foarte. Și mă bucur de fiecare dată când aud astfel de povești și revedem filmele, practic devine muritor cumva. Cumva, da. Dar o să vorbim și de asta puțin mai încolo. E foarte interesant că zici că tu în poziția copilului calci un om cu mașina, pentru că scurmetrajul Trafic... începe cu tine, care e cât pe ce să dai cu mașina peste un copil. Fix așa începe. Se poate vedea pe Vimeo, cum spuneam. Și pentru dar a merge mai departe, că... în Băieții Bune Ajung în Noi, face un accident de mașină, nu neapărat... În prima secvență. Da, da. Prima secvență. Da. Din, deci, practic, din... băieții, așa e cronica unui accident anunțat. Da. În Trafic ai scăpat, în poziția copilului ai dat peste cineva, în ăsta n-a mai fost să fie. Băieții Bune Ajung în Rai. Ne întoarcem un pic în timp.
Întoarcem în timp, în timp. Avem un mesaj. Avem un mesaj pentru avem tine. O fată cu care te-ai întâlnit acum, cred că, nu știu, 12 ani, 14 ani, cât au trecut de atunci? Cam așa, mai mult. 12-14 ani. Ați avut voi un clinch la vremea respectivă. Ați avut un clinch și vrea să-și ceară scuze și noi am fost de acord. Și așa că o să transmitem mesajul, te lăsăm să-l vezi. Bună, Alex. Voiam să-mi cer scuze pentru faza de mai devreme. Mă rog, acum 14 ani. Sper că ești ok și că nu-mi porți pică. Și dacă ne vedem într-o zi, poate îți face sora mea niște paste a la Jamie. Alex. Cristina o cheamă pe fată. Da, 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 dar nu mai merg când te înceam. Și ne-a dat și ceva pentru tine. Dar ce film era? Păi scrie pe stick. Așa scrie mai și filmul Tabasco? Aproximativ. Era dintr-un omnibus 30, 40, 50. Iulia Rugină. Vă băteați pentru o sticlă de Tabasco, tu și Irina Velcescu, într-un supermarket, în regia Iuliei Rugină. Da, gata, gata, mi-am adus aminte, am filmat Protopeni încolo, mi-aduc aminte. Și supermarketul, da. Ok, supermarket. Da, da, da. Ok, supermarket, da. Sticluța a rămas la ea și ți-a returnat-o după mulți ani. Foarte mișto scurtmetrajul, foarte funny și foarte românesc, așa. Se bat doi oameni pe o sticlă de Tabasco în vremurile alea. Irina trebuia să ajungă la sora ei, mă rog, Cristina să ajungă la sora ei, care gătea niște paste după o rețetă de la așa, da. Jamie Oliver sau așa. Și fix sticla aia de Tabasco îi trebuia. De unde și această mic război care s-a soluționat cu iar rămânând cu sticla de Tabasco, da. Tu renunțând cumva și iată că ți-a redat-o după mult timp înapoi. Vezi cum că n-a expirat în ăștia 14 ani. Cred că de-aia mi-a dat. Și nici tu ăsta nu mai gătește ca pe vremuri. Trebuie să-i mulțumim Iuliei Rugină și lui Ina Velcescu pentru că iată au acceptat invitația noastră și au intrat. A revenit în rol Irina Velcescu după atâția ani, iată, în rolul Cristinei. Îți mulțumim aici la Cinefan și ne bucurăm că am putut să-ți facem această mică surpriză. Mulțumesc, fetelor! Mică, dar fiind de că înțeleg că e foarte picat. Ne întoarcem la filme, nu-i așa, pentru că până acum nu mai despre filme n-am vorbit. În 2013 ai jucat într-un film care cred că are cel mai lung titlu, sau nu? Portretul totul. Ba da, e mai lung și decât e mai lung. Când se lasă seara peste București sau Metabolism. Da. Unde ești Paul, un regizor. Și vreau să te întreb cine ți-a fost muză în filmul ăsta? Care a fost regizorul la care te-ai gândit când ai construit rolul ăsta? Păi nu mi-a fost nimeni. Cred că era chiar Paul Cornel. Nu, cu el am lucrat și am lucrat mult timp. Am rescris scenariul ăla de nu știu câte zeci de ori împreună, adică nu scriam eu la scenariu, dar venea, făceam lecturi, ne gândeam, lucram, după care trecea la următorul draft. La următorul draft putea să schimbe total, adică ce mi-a plăcut mult la filmul ăsta a fost că era un fel de puzzle, adică fiecare tablou putea funcționa în sine și atunci permuta în continuu cu tablourile de la o zi la alta, în sfârșitul sau nu finalul, scena de final, dar o parte din final putea să devină începutul filmului. A fost foarte modular așa și mi-a plăcut să lucrez cu Cornel. Cornel e un regizor calm, cu care lucrul e foarte așezat. Și am avut multe experiențe frumoase. A fost prima oară când a zis hai să încercăm pe bune cu vin. Oho! Păi adică s-a băut pe bune la filmare. Da, și este secvența cu Papadopol și cu... La masă, în restaurant. Care Diana era la Unico Vero cu Diana Avramuț, da. La Unico Vero și a zis deci îți alegi ce-ți place ție mai tare să mănânci. Muș de vită cu sos de cointreau și portocale. Te arunca nici mai mult, nici mai puțin. Dacă m-a întrebat și la vin, am zis, stai că ce am zis? Am zis crâmpoșie selecționată de la nu mai știu ce. Oh. Bine, Bughi, a zis. Dubla 1. Am, Bughi, ușurel. Mai dubla 23. N-am mai mâncat niciodată. Asta vreau să spun, dacă ai mai mâncat niciodată.
Și cred că am încheiat la dubla 23, 25, mai știu, ia deci, dar e și așa un pic. Nu, deci efectiv nu mai puteam să controlez. Ca în actoria proastă, știi? Când toți jucăm beția așa un pic din gură. La tine era pe bune. Pe aripile vinului, ca să cităm un alt scurtmetraj al lui. Da. M-a distrat foarte tare că mi s-a părut că filmul ăsta, de fapt nu, că Polițist Adjectiv a fost un antrenament foarte bun pentru filmul ăsta, pentru că în filmul ăsta se mănâncă câte 10-15 minute la o masă și se mănâncă. Ba la chinezeți, ba la... Și de ce? Pare... Se mănâncă pe bune. Și se mănâncă și pe bune. Îmi pare rău că n-am mai văzut-o pe Diana în alte filme, pentru că avea un farmec aparte și cu accentul ăla de Târgu Mureș și cu... Și mie îmi pare rău că n-am mai văzut. Nu, nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Joacă în continuare în teatru, dar în film n-am mai avut norocul să o vedem. Bun, deci a fost o experiență pe bune. S-a mai repetat în alt film să bei pe bune? S-a mai repetat de câteva ori. Da, nu, da, pentru mine asta a fost o lecție. De atunci știu să mănânc la filmare. Să te prefaci. Unde mai aruncă o așa cu... Cornelie ți-a zis? Nu te prefaci, dar trebuie să-ți dozezi foarte bine. Astfel încât să nu... Te trezești la dubla 17 cât ai mâncat deja 5 porții și când duci aia spre gură, îți vine așa un pic să... Nu vreau să... trebuie să zâmbești. Da. Nu vreau să știu ce a fost dacă la porumbul a fost așa, nu vreau să știu ce a fost în Sierra Nevada la puiul cu dublele și cu mâncarea pe oamenii mănâncă. Acolo nu prea se uca pe bune. Dar nu prea apucă să mănânce nimeni, că tot timpul, tot timpul se întâmplă altceva în filmul ăla. Și am mai încercat o dată la dublu la secvențele de discotecă, unde am tras în regim de filmare, până am fost acoperiți. Și la ultimele două duble am zis, ia să le facem noi pe bune. Acolo nu era cu alcool, era cu alte chestii. Oh, vale. Și am încercat-o și așa. Nu mai mi-am cam de ce dublă a rămas Bonet. În film. Ce, mai dar cred că a folosit bucăți din ea. Căci bucăți erați. Sau din mine, nu știu exact. Dacă tot ai pomenit de dublu, joci acolo cu Mădălina Craiu, pe care pentru prima oară am văzut-o. Ne place foarte mult că revăzând așa filme din urmă și cunoscând în prezent niște oameni, să vedem cum, de unde au plecat ei. Mădălina Craiu era șatenă și arăta foarte tânăr așa. Corina Moise, iar Maria Dinulescu, căci din iată... Nou. Iată din nou. Ce-mi place la filmul ăsta? Că începe cu o plajă pustie. Cu tine pe o plajă pustie, că iar ajungem la Băieții Buni, ajung în Rai. Ăla e primul cadru cu care începe filmul. Și colega ta, doar colegă de birou, e Cosmina Stratan. Nici mai avea nicio aminte de Costina. Uite că ne-am adus noi. Păi erați doar colegi, la fel cum s-a întâmplat și în Băieți Buni, că până la urmă nu a fost finalizată treaba, ați rămas la stat de colegi. Ea a plecat, unde a plecat. Hai mă, că până la urmă acolo plecăm vesele, așa pe câmpie. Da. E, nu, zic, în tinerețe, dar o să o luăm la vale. Mi-a plăcut tot așa la dublu, că între timp Maria Dinulescu a mai crescut. Nu mai împărțea cola la semafor, dar în club era tot o sticlă de Dorna, prima dragoste, nu se uită niciodată în mână. Și până la urmă a și ajuns la mare, cum își dorea în trafic, cu tine de data asta, sau cel puțin așa ți s-a părut. Mie mi-a plăcut să lucrez cu Maria Dinulescu, pentru că e o actriță talentată. La un moment dat mi s-a părut că ea personal ca om o derapa undeva într-un tip de vedetism, dar alminter să știți că Dinulescu e o actriță bună, foarte bună. Păcat de ea. Dar nu e ca și când ar fi murit. Nu, 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 dar cred că ea singură și-a pus singură piedici în a fi mai mult decât a fost. Pentru că putea. Era o actriță talentată, dar a ales drumul ăsta, nu știu de ce. Am zis de Sierra Nevada, iar Cristi Puiu, iar întâlnirea cu Cristi Puiu. E o plăcere să lucrez cu Puiu, chiar și dacă el e un personaj conflictual, se hrănește din conflict, după părerea mea. Conflict cu cei care e pe platou? Da, în general. Conflict în general. Dacă nu există, îl creează el. Cu cei de pe platou sau cu alții. Sau mă gândesc cu... că are un scop. Băi, din ce am văzut eu în mod onest la filmări, îl apucă pandaliile pe situații în care e firesc să-l apuce pandaliile. Adică ne chinuim 100 de oameni să punem totul la virgulă și tu nu știi textul. E cam ia cap. Și eu aș mușca din masa asta. Din nou, fiecare face cum consideră. Personal, aș lua actorul într-o cameră, îi spui ce ai de spus și după aia ne întoarcem de față cu lumea. El alege altfel,
Dar totuși, poate să zic oricine, orice, e o experiență să lucrez cu puiul. Este un maestru și mie mi-a făcut mare plăcere să lucrez la el. Și m-am simțit în siguranță ca actor, pentru că știam că sunt bine ghidat și regizat. Și-l admir, îmi place să stau să-l urmăresc, cum lucrează, cum gândește lucrurile, cum pune straturile, cum... Deci indicațiile, să înțeleg că sunt foarte exacte. Se duce mult și în profunzime. Până în virgulă. Da, depinde de situație acum, nu? Într-un context în care camera este mobilă din mână și există mai multe acțiuni, ele nu pot fi chiar toate de acasă regizate, nu? Că trebuie să vezi și în momentul ăla. Dar se oprește, totul are un sens, nu e nimic la întâmplare în imaginea aia. Cei că te-ai tot întâlnit cu Radu Muntean în diferite poziții, nu și în poziția copilului, dar te-ai întâlnit cu el în un alt film unde erai prietenul ungur al Mihaelei Sârbu. Da. Erai Zoli, da. În Aliste, despre el vorbim, al lui Radu Muntean, în care el și joacă. Da, și acolo am făcut înlocuire. Am... norocul ăsta. Da, da, da. Am prins și pe lângă tătic de fetițe. Aici și chiar am și celălalt rol, actor de locuit. Prințișorul, deci... Sau cum zice, dublură. Da, și acolo a fost foarte rapid. Am primit telefon și am început filmarea, nu știu, nu mai mi-aduc aminte exact în cât timp, dar rapid. Din fericire era destul de puțin, o singură secvență, nici nu aveam foarte mult text. Cred că a fost așa, de pe o oră, pe alta, de pe seara, pe dimineața, de pe... Mie îmi place Radu și îmi place foarte mult între galde, deși n-am jucat în el. Alex Bogdan, Ilona Brezoian. Da. N-ai avut pe cine înlocui. Pe Alex Bogdan l-a speram eu acolo, da? Credeam că o să zică că e prea comic, da? Bine sperai, că nu, bine speram, că nu bătrânul. Da. Era și mai rău un rol de bătrân. Da. Și Radu e un regizor clar, care știe ce vrea. Uneori repetă poate, foarte mult. Da, repetă foarte mult. Uneori mi se pare că știe prea bine ce vrea și că încearcă să te reducă cumva într-o formă preconcepută, pregândită, dar mi s-a părut că la Întregalde a schimbat mult, că a deschis în stilul de lucru, de a povesti. Noi am profitat, am fost la filmări la Hâtia Fie Albastră. Unde a jucat și Emanuel. Da. Eram ca și tine, un mic cameo, dar mi s-a părut foarte interesant. A fost secvența care se filma în Piața Victoriei și era o întreagă coreografie, urmărea camera, personajul principal din spate se ducea, era, da. Și s-a repetat foarte mult și mi-a plăcut atenția la detalii, tot trebuia să fie exact, era foarte fix cadru. Da. Și a fost interesant să văd cum lucrează și cum creează. Mai ales un film de asemenea învergură, pentru că Hârtia Fie Albastră era o întreagă nebunie atunci cu Revoluția, cu împușcături, ca mai departe. Deci chiar a fost... arăta piața Victoriei ca după Revoluție. Știu că s-au terminat filmări dimineața, nu știu, pe la 4, ceva de genul dimineața, și arăta, era groaznic pe acolo. S-au strâns, s-au plecat și repede s-a făcut curat, adică n-au lăsat nimic. Da, și într-o oră totul era curat, frumos, și lumea a început să treacă cu mașinile și 89 deja nu mai era să transformă. Foarte interesant. Bine, da? În mintea multora dintre noi încă suntem în 89. Mai, da, da. Exact, exact. Mi-a plăcut foarte tare și m-a uns pe suflet, așa că în filmul ăsta am revăzut-o pe Alexandrina Halic, pe care o știu de când eram mic și făcea teatru radiofonic. Mai joci aici cu Popistașul, cu Pavlu, Marian Olteanu, iarăși foarte, foarte tânăr, pe care îl știm acum din Clanul, Pavel, nu? Da. Pribeagu. Ana Radu, iară copil, care și ea joacă în Clanul, este fata lui Costoiu. Paul, nu? Ipate. Da. Paul Ipate, Ela Ionescu, o grămadă de... Teo Corban, iară că tot pomeneam de oameni, da. Care din păcate, da. Nu mai sunt printre noi. Și Andra Aguzzi, care e actrița principală și care înțeleg că e de origine, este din Spania. Deloc. Este născută în Valencia sau nu mai știu unde. Nu cunosc pe Andra, am văzut-o prima oară aici la filmare. Am văzut filmul care și mi s-a părut bine ce a făcut fata în film. Adică mi s-a părut că a închegat foarte serios un rol pentru prima al ei experiență. Cred că a condus-o foarte bine, Radu.
Și cred că ea personal a avut capacitatea de a fi condusă, de a servi ce i s-a cerut. Doar o secundă să ne oprim la un om la locul lui, okay. Pentru că o să aibă legătură cu ceva ce o să te întreb un pic mai încolo. E un alt film în care e o relație complicată, ești prins între două femei, da. Practic cum spune și melodia, să iubești două femei, să nu știi pe care o vrei. Te-ai gândit vreodată care e tipologia ta, tipologia rolurilor tale, care e tipologia predominantă? Eu nu prea joc așa, nu exagerez lucruri, nu... Dar cred că întotdeauna ce mi s-a cerut este... Cred că sunt reprezentativ pentru o anumită clasă socială, indiferent că din este popor, tată, așa. Medic, no, un bărbat reprezentativ pentru categoria lui de vârstă, o zonă medie de oameni, de, nu știu, de... Te-am tras așa niște concluzii urmărind toate filmele tale în ultimele zile. Ești mereu așa în discuțiile tale cu femeile, ai tendința așa să fii un pic semi-filozof, să le faci din vorbe așa un pic. Ești destul de gagicar. Din păcate mereu cam nefericit și obosit. În unei filme chiar caști de m-a luat pe mine. Femeile în general și asta nu-ți place. Bă, îți spun cam ce ar fi bine să faci și pe tine te enervează maxim treaba asta. Și poate de aia nici nu vrei să te implici până la capăt în relații. Și mai e domne treaba asta care cred că a distrus bugetele filmelor românești. Fumezi continuu. Toate filmele fumezi în continuu. Da, fumează pe banii lui. Deci da. Nu cred că pe banii lui. Tocmai. Pe sănătate. Că și asta a fost experiență. Și cu toate că ești foarte scump, iată, lumea te ia în continuare filme. Adică... Să știe și CNC-ul pe ce se duc banii. Crâmpoșie selecționată. Și muși de vită cu sos de portocale și cointreau. Nu pot altfel, arta cere sacrificii. Săracul porumboiu. Așa mi-a zis. De la el vine asta. De la castingul de la Metabolism, unde stăteam în casting de peste o lună și ceva. Și ne chema în continuu, rămăsesem eu cu papa Dopăr. Și mă suna pe mine și zicea, hai că... Da, deci cred că nu le iau pe papi, te iau pe tine. Îl suna pe papi și zicea, hai că cred că te iau pe tine, nu le iau pe Bugis. Băi, după vreo lună jumate. Mai îmi ieșise boba așa un pic din mine. Și la un moment dat am pus-o așa, pe Cornel. Deci, o lună jumate, frate, nu mai înțeleg nimic. Ce vrei, domne, mă iei sau nu mă iei? Și el mi-a zis... Arta cere sacrificii. Deci asta a fost maximă. Acum că am vorbit despre filmul ăsta, am înțeles de fapt despre ce e vorba și de ce se cheamă Metabolism. Pentru că se mănâncă mult. Ne-am mâncat ficații unul altuia. Dar a plecat porumboiul în Franța. Păi după filmul ăsta de la... Bun. Aolea, Doamne, nasol rău. Ce să zic? Așa, ziceai de ce... Pare un om la locul lui. Ziceai de spirala. Ziceam de spirala pentru că ai pomenit de un personaj de origine maghiară și aici vorbești maghiara, bine, nu-i vocea ta, dar cred că a fost o experiență interesantă să joci, să fii dublat. Cum a funcționat toată domnul Benze, asta? Da. Benze. Benze. Așa, m-am dus acasă, m-a întrebat fiica mea. Tati, cum te cheamă în film? Benze. Cazdrențe? Uite și ea face asocieri bine. Toate bune. Benze? Ce nume e ăsta? Eu am făcut două filme în Ungaria. La al doilea, din păcate, nu am mai reușit. În primul film am vorbit în maghiară. Da. Da, dar am fost dublat pentru că maghiara mea nu era ceea ce trebuia până la urmă, însă pronunțam cuvintele și atunci s-a putut lipi ușor vocea altcuiva peste buzele mele care spuneau cuvintele în maghiară, chiar dacă nu puneam corect accentele sau muzicalitatea cuvintelor, frazelor pe care le spuneam eu nu era chiar cea maghiară și...
A fost interesant că vocea care te-a dublat îți semăna foarte mult la timbru și tot și chiar mult timp am întrebat. Nu am prins că nu sunt eu. Păi asta mă întrebam, zic, uite mă ce bine vorbești. Pentru că aveai inclusiv respirații și... Da, e o artă. Da, da. Și-a lucrat mult Cecilia la post-sincron. Acum, avantajul mare la Spiral a fost că era un film în 4 anotimpuri și pe care producția i l-a oferit Ceciliei și a filmat chiar în 4 anotimpuri. De obicei știți că production-wise e mai eficient financiar să lipești sezoane. Dacă ai primăvară-vară, n-ai de ce să filmezi o dată în primăvară, o dată în vară. Adică ai teoretic de ce, vegetație e diferită. Bine, acolo, acolo fiind un film pe lac, totul era vizibil. Dar... în fine, și am reușit să filmăm în 4 anotimpuri, ceea ce am împărțit filmul în 4 bucăți mai mici și am avut timp să memorez câte un sfert de film și să-l pregătesc. De fiecare dată mă duceam 3 săptămâni în avans sau ceva, 2 săptămâni, 3 la Budapesta și stăteam și repetam, inclusiv cu language coach care venea în fiecare zi și apoi filmam cam 10 zile. Dar am avut acest avantaj că au fost 4 reprize separate. Când a venit un scenariu întreg în maghiară și cu un timp mai scurt de repetiție, de doar o lună și ceva pentru tot filmul, nu s-a mai putut. Și acolo m-au dublat direct peste vocea mea în română, ceea ce până la urmă eu nu, credeam că nu o să funcționeze, că te va scoate pur și simplu ca spectator. O să fie enervant să te uiți în continuu, să vezi că buzele ăluia... De fapt, se mișcă altfel decât auzi vocea, dar până la urmă mi s-a părut că a funcționat convenția, că la un moment dat, e adevărat, pe primele 10-15 minute irosești atenție pe chestia asta, după care accepti convenția ca spectator și mergi mai departe, exact, cu povestea, cu celelalte personaje, cu ce se întâmpla între noi. Și ăsta la celălalt maghiar care? Celălalt maghiar se cheamă, nu știu cum îi zicea în maghiară, este Megas cel care... Megas Mentes ăsta? Da, în care joc un pompier. Andraș Fesos. Andraș Fesos, da. Am avut premiera relativ recent, cred că anul trecut. În Spirala, din păcate, nu avem unde să-l vedem. Noi l-am văzut, am avut noroc. A fost la cinema. A fost la cinema, Transilvania, da. Tu trăiești pe marginea unui lac, unde tot ce moare ajunge la pești. Da. Pisica, șoarecii, așa, iubita, inclusiv partenera de viață, care este înlocuită la un moment dat cu alta, care seamănă cu ea. Și cam asta e, asta se întâmplă. Când treci pe marginea la și poți să și faci toată ziua. Deci, erau practic niște somni răpitori sau niște ceva, niște pești foarte răi. Terminator. Stai puțin că n-am înțeles. Ce? Cum? Terminator Horchat. Deci acum sună, dar are și accent, e foarte bine. Deci poate vede... Îl dublăm oricum. Pești, nu mă pui pe Inanistor. Practic aici filmările s-au desfășurat cam pe... De-a lungul unui an, nu? Da. Cam așa. Contrerupe. A fost ceva. Patru ruperi, dar... La Buda, pe... Dar nu, adevărat. Ai prins bine. Ea are bine pe banii de la CNC. CNC maghiar. Da. Bun, ce mai avem? Mai avem câteva filme, dar aș zice să mergem direct spre... Da, mai avem uneori Ninge cu zăpadă, alteori cu întuneric, al lui Gabriel de Achim. Să zărim pe zile când l-am văzut. Ei, eu l-am văzut. E bine, atunci. Uite, acolo apare chiar o secvență de pe stadionul Rapid. Cântă, l-ai văzut. Cântă acolo toată lumea. A fost un film interesant din punct de vedere și al scenografiei, pentru că iată o avem pe prietena noastră. Cum o cheamă pe Dana scenografie? Tu să ne spui. Ana Gabriela Lemnar. Ana Gabriela Lemnar, da, care ne-a făcut studioul. Și ea s-a ocupat de scenografie, dar un proiect îndrăzneț al lui Gabriel Achim, sau Gabriel de Achim, mai nou. Da, da, și diferit. Din nou, un proiect care nu a fost așa într-o cheie ultra-realistă, deși eu joc într-o cheie realistă. Presupun că multă lume vrea asta de la mine, până la urmă că mă alege, apropo de tipologie, vrea această cheie ultra-reală de joc, ca și în filmul pe care o să-l discutăm, că e o discuție întreagă despre asta acolo. Mi-a plăcut și proiectul lui Gabi Achim.
mi-a plăcut să mă joc așa mai liber, totuși logic și păstrând eu cel puțin ca personaj în ceea ce privește jocul meu, am păstrat cât am putut de mult cheia asta realistă, totuși convenția filmului nu este una supra-realistă și de multe ori a trebuit să mă provoc sau să mă provoace Gabi sau să găsim soluții în care să pot ieși din acest tratament ultra-realist și a merge mai departe cu povestea filmului. Dar îmi place umorul lui Gabi Achim, mi-a plăcut și misterul poveștii și faptul că nu totul trebuie așa foarte clar explicat și definit, și pentru că o parte din viața noastră până la urmă intră sub semnul neînțelegerii sau al confuziei sau al unor lucruri pe care nu ni le putem explica și totuși ni se întâmplă. Când am văzut la TIFF, este vorba de unor ninja cu zăpadă, altor cu întuneric, la cât o zi după, sau nu mai știu cum a fost, dacă a fost primul și al doilea, dacă a fost primul, al doilea a fost Om Câine, care la fel, neînțelegeri, erau două roluri puțin asemănătoare, personajul tău, parcă a venit dintr-unul și a trecut în altul. Mi s-a putut interesant că la TIFF amândouă s-au văzut în același an. Acum cred că le-am făcut eu pe amândouă în același an și eu și cam la fel. Posibil. Ai rămas dintr-unul într-altul. Dar tot neînțelegeri, au fost și în Om Câine. Da, dar alt tip de neînțelegere. Aici era undeva la un nivel metafizic al poveștii în sine, da? Cu cărțile alea, cu cubul de cărți, nu cu băiatul care s-a sinucis și... În Om Câine, până la urmă, e o poveste mai simplă și mai acolo chiar e un realism extrem și... Foarte clar, da. Și foarte clar este povestea unui bărbat care s-a dus în Suedia să muncească pentru a produce bunăstare pentru el și familia lui și unde primește un SMS, băte și ale nevastă. Și-a luat foc omul, nu? Se întoarce în România, evident. Ștefan Constantinescu, regizorul filmului, este un alt povestitor de care îmi place, care povestește cu lejeritate. Asta îmi place la Ștefan. Cunoaște bine limbajul și îl stăpânește și totuși are un tip de lejeritate și de ușurință în a spune povestea, ceea ce mi se pare un lucru bun, pentru că avem destulă încrâncenare în filmul românesc și încărcătură din asta. Chiar dacă nu e o comedie sau nu e... Totuși mi se pare un pic mai lejer povestit, cu muzică. Chiar la începutul filmului? Da. Îmi place cum povestește Ștefan Constantinescu. Dacă ne gândim așa, tu n-ai prea avut roluri de comedie. Nu prea. Ți-ai dori? Crezi că te-ar prinde? Da, în măsura în care întotdeauna am crezut că comedia trebuie jucată serios... Comedia reiese din context, nu din replică și din sau din personaj. Ăla e un tip de comedie care mie nu-mi place. Nu mi-a plăcut niciodată. Nu-mi place Jim Carrey, de exemplu. Adică înțeleg mecanismele pe care le folosește, este în sine o artă, nu e a mea, pur și simplu. Și atunci când mă gândesc la comedie, mă gândesc la Kubrick, nu? La comedie neagră, mai de exemplu, la... Mr. Baum sau cum îi zicea la film. Adică comedie mai deșteaptă, nu comedie. Și jucată serios. Nu jucăm situația, nu jucăm comicul, jucăm situația, iar comicul reiese din context. Atunci poate te gândești să faci tu film. Știu că la un moment dat a fost o discuție să faci și regie, nu s-a mai întâmplat. A fost o întâmplare. Eram beat. După filmări la Porumboiu. În seara aia după ce a terminat. Chiar atunci cred că m-a sunat la un moment dat domnul Popescu de la Filmex, dar efectiv eram după un party ceva cu niște beri, cu prieteni, râdeam, băi, Bughi, te fac regizor, da, nu Popescu, și după aia pur și simplu m-am trezit cu ăla câștigat la CNC, i-am sunat și am zis, domnule, stai un pic, că nu... N-am aplicat. nu, m-am dus la dânsul și i-am explicat că nu, cred că, na, m-a luat... valul în seara aia la telefon, dar eu n-am ce regie să fac. Și am renunțat la proiect. Măcar era comedie? Nu.
A, și de atunci, na, nu te bântuie treaba asta cu regia. Nu, de nici atunci nu m-a bântuit. Aha. Pur și simplu a fost o conversație pe care nu am înțeles-o cum trebuie. De ce? Nu de crezi ce că... nu vreau să fac? Da. De pentru ce că e o meserie în sine, regia. Adică ce aș putea eu să fac ar fi ce? Să lucrez cu actorii, nu? Că asta știu să fac în momentul ăsta. Asta mă gândesc. Dar asta nu te face regizor. Ai o gașcă de prieteni, adică cred că ți-ar fi ușor să-i convingi dacă avea un scenariu bun. Și chiar dacă nu ai avea un scenariu, da. Cred că ți-ar fi mult mai simplu decât al altui regizor. Nu ceva de... Nu? De transmis. Nu. Da, nu cred că aș fi în stare în momentul ăsta. Nu pot... Nu-mi place deloc senzația de impostură. Adică dacă mă simt impostor, n-are niciun sens. Și aș fi un impostor dacă aș face asta acum. Ok, bun. Atunci joacă în continuare la alții că joci bine, da. Și o să ajungi, pentru că așa ești băiat bun, actor bun. Cred că și actorii buni ajung în rai, sperăm cel puțin. Și ajungem la cel mai nou proiect al tău, domnul Dan. Da. Din păcate n-ai rezistat mult printre noi, pentru că încă de la începutul filmului dai crep colțul. Conduceai, practic. Ce ajungi? Da. Pe o plajă pustie. Unde e berea rece. Cum îi spuneam și Radu Potcoavă, senzația e de la un moment dat că e o plajă pentru doi. El având un film care se chema O gară pentru doi. Ce ai pățit acolo? Am murit. S-a supărat Potcoavă pe mine și m-a scos din prima scenă. După ce ai cerut niște sticle de vin, nu? Din totdeauna mi-a plăcut propunerea lui Potcoavă și mi-a plăcut fix asta. Fix faptul că joc un personaj tragic, într-o manieră tragică, care este pus în situații comice, intenționat comice, dar pe care el nu le poate sesiza ca fiind comice, pentru că omul e un pic supărat. Da. Și cred că, acum, sunt curios să văd și eu, am văzut o etapă de lucru a filmului, dar nu am văzut integral, dar ce m-a interesat întotdeauna este tocmai această suprapunere între comicul situației și tragicul personajului pe care îl joc. Cred că poate e și un tip de umor și de comedie interesant din acest amestec de comedie jucată într-un mod tragic. Și subiectul e foarte interesant. Ce se întâmplă după ce mori? Da. Da, și e ceva ce nu s-a mai făcut în film românesc. Adică e o chestie fantastică. Da, e o convenție atât de frumoasă și de simplă până la urmă, nu? Hai să ne imaginăm ce ar fi dacă ar fi. Ce ar fi dacă, da. Dacă ar fi. Pentru că până la urmă ce? Raiul nu l-a văzut nimeni și atunci toți, ca să-l imaginăm, folosim un imaginar colectiv la care ne adăugăm propriile noastre speranțe și dorințe, nu? Sau frici. Sau frici, exact. Și simplitatea acestei convenții în care mori și ajungi în rai, care este o plajă pustie, unde ți se întâmplă tot felul de lucruri. Nici nu știu acum, mi-e frică să mă las prea mult ca să nu dau spoilere. Mult, sau bine, hai să spunem totuși că nu e raiul, ci că e un fel de purgatoriu plaja aia pustie, că raiul nu-l vede. Da, nu da, că de acolo pleci mai departe. Spoiler, rai, că nu l-am văzut. Încă. Cu Sfântul Petru, care conduce un merț și cu... care este Sergiu Costache. Care este Sergiu Costache, Cosmina Stratan. Ce actriță bună. Mi-a plăcut să lucrez cu ea. Și această convenția de limbaj, adică trucurile, efectele care sunt atât de frumoase și totuși atât de simplise, nu? Sunt, că nu vorbim de Hollywood, exact, 3D-uri, green screen și nu știu ce. Sunt niște mijloace, niște instrumente de limbaj relativ simple folosite într-un mod inteligent. Da, clar. Și atunci se naște comedie, se naște o situație surprinzătoare și sper să placă oamenilor. Ai o secvență când prima dată personajul tău întâlnește pe Cosmina Stratan și reacția lui față de ea și de ce este așa de, nu știu, puțin peste ceea ce ne-am fi așteptat, pentru că e un personaj... un pic exagerat. Da, da. De ce crezi că reacționează personajul tău așa? Cred că vorbim de secvența unde stă în fața rulotei mele și prima vine ea seara și dată, eu cu... Hai, bă, dă-o un... Da, mă, zi de... Da, da. Da, pentru că așa am gândit personajul, că și în situațiile astea el era
efectiv mesmerizat. Adică, cum, doamne, stai, doamne, puțin, după ce că am murit, da? Nu mai pot să-mi văd copilul, că asta era suferința principală, nu că a fost luat de lângă copil. Nu atât că a murit el, da, păi asta cât faptul că a fost luat de lângă copil și că el nu-și mai poate vedea fata mai departe. Adică, după ce că mor, după ce că nu înțeleg nimic din tot ce se întâmplă aici, doamne, doamne, ăsta e un fel de băiat care face glume cu mine și vine Petru și ziua se face noapte, uite așa, acum mai apare și asta, frate, adică... E too much. Era prea mult, exact. Aha, ok. Adică, dă-mă-mi... Doamne, iartă-mă de treabă, ca să zic așa. Aha. Și atunci reacția lui la ea este asta. Hai bă, frate, nu e la ea cât este la boss. Da, da, da. Hai bă, nene, las-o, hai bă, frate, chiar așa, deci e... Da, practic e o fostă iubită care se întâlnește. Exact, da. Adică e clișeul clișeului. Da, da, da. După da. Ce că e plaja în sine, nu? Are o dimensiune clișeistică. Da. Rai, paradisul, este plaja pustie unde te întâlnești cu o gagică. Da. Mi-a plăcut așa în film, cumva că tu practic nu suferi pentru că ai murit, ești cumva resemnat, nici o clipă în film parcă nu-ți pare rău, da. Pentru că oricum ai murit certându-te, deci ce putea să-ți pară rău? Și practic ai alte probleme acolo. Te întâlnești cu părinții la un moment dat, nu o să spunem mai mult nici despre întâlnirea asta, pentru că a fost foarte funny, apropo de ce ziceai cu cum se naște comedia din niște replici, dintr-o apariție... A unor alți oameni morți, practic, nu? Ce am putea să le spunem oamenilor ca să vină să vadă filmul ăsta, din punctul tău de vedere și poate și din punctul de vedere al personajului tău? Dacă sunteți de acord cu mine, în ultima vreme mi se pare că cinematograful românesc a căpătat o nouă direcție și dimensiune, un film care se adresează publicului în general, un film nu atât de puternic sau, nu știu, de sofisticat din punct de vedere artistic, dar un film care se adresează publicului în general pe un ton mai lejer și mai ușor de absorbit și cred că acest film este una dintre încercările de film de public care totuși păstrează limbajul cinematografic și mecanismele lui de funcționare la un nivel artistic și cred că este calitativ prin acest lucru. Cred că are mult umor, cred că e Radu Potcoavă, este un regizor inteligent care a găsit mecanisme comice frumoase și interesante și cred că e un film după care o să rămâi cu o impresie plăcută, adică o senzație, nu o impresie, în care ai și văzut lucruri de calitate, ai și avut parte de umor și de... o evadare, până la urmă, nu? Dintr-o realitate care uneori e ceva mai dură decât ar trebui. Foarte frumos spus. Exact asta am simțit și eu după ce am văzut filmul. Am simțit o stare de bine, pentru că mi s-a părut că există speranță. Da. Asta e... Există speranță după viață. Există speranță după viață și după moarte. Nu, mi se pare fascinant, pentru că... momentul ăla, știi, cred că se și spune în film, între a fi și a nu fi, momentul ăla așa e marea, știi, marele semn de întrebare. Iar Radu Potcoavă ne oferă un răspuns posibil. Da, da, da. Este pe care de ce nu? Eu îl îmbrățișez. Da. Ce urmează pentru Bogdan Dumitrache de acum încolo? La ce mai lucrezi? La ce... În momentul ăsta lucrez cu Ștefan Constantinescu pe un scenariu, un film polițist. Ștefan este artist. Adică atât regizor, cât și artist plastic. Da? El înainte a terminat pictură și a reușit să scrie un scenariu în care îmbină aceste două competențe ale lui și vorbim de un polițist care închetează moartea unei artiste inventată de el și mi se pare unul dintre cele mai frumoase roluri care a fost scris pentru mine de până acum, pe care le-am citit eu. Este un alt tip de erou, da? Un erou uman care poate să și fugă. Ești foarte uman tot timpul tu. Da. Și mai avem 3 km până la sfârșitul lumii. Da, pe care tocmai l-am încheiat. 3 km până la capătul lumii, în regia lui Emi Pârvu. Din nou, o poveste interesantă. O poveste românească cu specific local
Dar o poveste general valabilă, universal valabilă din punct de relație al dinamicii familiei și al modului în care ca părinte accepți până la urmă alegerile propriului copil sau vrei să impui propriile tale alegeri. În ce măsură societatea determină aceste lucruri și ne determină pe toți în alegerile noastre. Este povestea unei familii dintr-o zonă izolată și o societate marginală, mică, în care știți, toată lumea se știe cu toată lumea, satul, și familia află că copilul lor este gay, homosexual. Și de aici o întreagă poveste, nu o să dau foarte multe, dar este șocantă și interesantă prin acest lucru despre cum ne purtăm față de copiii noștri și îi lăsăm să fie ceea ce vor sau ceea ce sunt și au nevoie să fie și în ce măsură părinții ar trebui până la urmă sau nu ar trebui să ia decizii în locul copiilor, să se amestece în deciziile lor de viață. A fost filmat în Delta, din ce știu. Iar pe marginea unei bălți, de data asta, tot ce e în Baltange, în farfurie, nu invers. Nu știu, mai construim un pic la tipul ăsta de persoană. Deci un pescar supărat cu o fetiță pe care nu o găsește. Da, iată că n-am zis nimic de pororoca. Da, exact. Dar practic pororoca le include pe tot. Mai puțin partea cu balta. Deși se întâmplă în Iore pe malul lacului. Și nu se știe, poate fetița chiar a ajuns în lac pentru că n-am găsit-o până la sfârșitul filmului. Terminator Horcea. De Iore. Iată că Delta Dunării, aici în Băieții Buni Ajung în Rai, ați filmat în Bulgaria. Da. Deci a fost, aia e chestia asta. Și cu firea, iar putem spune că este un film internațional. Sau Raiul este în Bulgaria. Raiul, nu știu. Hai că te cam plimbat și cu filmările astea. Da. Merge bine. N-ai zis că e prințișorul filmului românesc. Exact. Dacă prințișorul filmului românesc ar avea o carte de vizită și ar avea voie să scrie pe ea doar 3 cuvinte care să le reprezinte și care să-i deschidă toate ușile, care ar fi alea 3 cuvinte? Bine, prințișorul filmului românesc. I-a crescut părat. De-aia te-ai tuns așa să-mi se vadă, da, bun. Dacă aș încerca să-mi caracterizez atitudinea mea de muncă, ar fi mai simplu de 3 cuvinte. Disciplină, în principiu. Cred că așa am construit tot ce am reușit să construiesc, prin disciplină de lucru. Prin disciplina de lucru mi-a adus multe alte lucruri. O relație bună cu toți cei implicați, nu? Până la urmă, talentul nu-l mai căutăm acum. L-am căutat la început, atunci... Acum, aparent, era pe acolo și... Dar acum nu mai căutăm asta. Și mai au și alții, ceva care să fie tipic pentru tine. Da. Exact, așa de asta are toată lumea. Mai avem o rubrică așa spre final de emisiune. În care noi am notat pe niște foi câteva replici din filmele în care ai jucat, replici spuse de tine. Întrebarea este dacă vrei să te arunci în acest joc, să ne spui din ce film face parte fiecare replică. Da. Dacă îți mai aduce aminte. Aia cu Terminator nu e, că n-ai știut să scrie vocea. N-am știut să o scriem, nu știu maghiară. Acestea sunt. Așa. Și să le reciți, bineînțeles, să știe și cei care se uită despre ce e vorba. Am avut și eu unul când eram mic, dar era mare și avea șaua roșie. Cred că e vorba de un căluț, nu? Ceva și am avut și eu unul. Și l-a pus bunicul pe foc. Era continuat. Din ceva de la Mitulescu, oare? Nu mai știu. Un om la locul lui. Un om la locul lui. Nu mi-a plăcut filmul ăla de aia. M-a filmat numai de la spate. Delete, ce să-mi nici un prim plan, domnule, frumos. A, da, eu nu știu.
Și ai stat și mult prin spital. Bun. Am o fetiță de 5 ani și zice că am ghițit-o agrafă. Asta e din Pororoca. Nu? Nu. Nu. Am o fetiță de, a, de 5 ani și zice că este din trafic, fetițe. Din trafic, o Cătălin Mitulescu, nu? Exact. Oricum, peste 50 de ani nu se mai uite nimeni la filme. Metabolism? Da. 50 am exagerat. Păi câți ani au trecut? Trecut ce? Păi dă-mi o declarație. Cui ai predat-o, cine a avut grijă de ea? E singura ta șansă. Dă-mi o declarație. Cui ai predat-o, cine a avut grijă de ea? E singura ta șansă. Cine? Ce să predau? Din Loverboy? Da. E gelul... Așa. Pișterean Pim. Vrei să facem ceva în doi? Ești nervoasă? Asta cred că am zis-o mai devreme astăzi, bă, când plecam de acasă. De ce s-a întors Maria Dinulescu în țară? Că ți-am dat un hint. Ți-am dat un hint, da. Din dublu? Nu. Nu? Din... Tot Maria Dinulescu, am și discutat de el. Dar nu mi-ați spus. În Andreea și tramvaiul. Și am ales replica asta pentru că în timp ce întrebai chestia asta, cum vrei să facem ceva în doi, ești nervoasă, se vedea tramvaiul în spate care avea numărul 2. Tramvaiul 2. E cu... S-a inundat discoteca, hai să mergem. Deci asta chiar cred că e din dublu, nu? S-a inundat discoteca, da, hai să mergem. Da, 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 și tot continuează. Da. Dar nu au mai fost discoteci în alte filme. Era țintul. Frumbusesem altă replică din dublu, da, lui Emanuel, dar ales-o pe asta până la urmă. Da. Aia cu Aolică, Georgica, avem doar o oră. Ia să pape Georgica coada la vulpiță. Asta era cu Corina Moise, nu acasă pe canal. Practic tot despre inundații vorbim. Băieții buni ajung în rai. Din 22 martie în cinematografe. Trebuie să mai știm ceva despre filmul ăsta? Îți mai vine ceva acum așa în minte despre el? Să le mai spune spectatorilor sau crezi că am zis tot ce se putea despre el? Că Șerban Pavlul joacă pe Dumnezeu. Da, ceea ce cred că... va atrage un pic de atenție. Se vede și pe poster aici, are o aură așa foarte frumoasă asupra voastră. Și că n-are 3 ore. Nu, este un film și scurt. Se aude, domnule, se aude. Mergeți la cinema să vedeți acest film pentru că o să vă dați seama despre ce râdem noi aici și de la ce facem aluzii așa subtile și mai mult sau mai puțin subtile, nu așa? Pavlu. Mai toate filmele tale se pot vedea online, ceea ce ne-a bucurat foarte tare, doar că trebuie să aveți răbdare să le căutați, că sunt multe, ba pe exact. HBO Max, pe Netflix, una dintre ele, dar Netflix, au mai dispărut între timp. Cinepub, YouTube, da. Vimeo, da. Foarte multe sunt și pe Voio, drept care aveți unde să le vedeți, să nu vă mai plângeți că nu aveți unde să vedeți filme române. Și bineînțeles, există și cinematografe în continuare, nu s-au închis, exact. Puteți să mergeți și acolo. Aș vrea să mai punctăm ceva înainte de final, pentru că tot iar ne lungim, dar mi se pare un subiect care trebuie abordat. Trebuie. Apollo 111, unde ești și tu implicat în acest proiect, poți să ne spui câteva cuvinte despre el, cum a început și ce se mai întâmplă acolo, ce spectacole mai sunt? Mai ești implicat, nu? Sunt implicat chiar mai mult decât eram înainte. Apollo 111 este un hub cultural pe care l-am deschis din nevoia de a rămâne într-o arie de expertiză oarecum, chiar dacă de data asta fac antreprenoriat și nu cinema, totuși am rămas în zona de artă ca să nu fiu chiar ca nu cam perete și totuși să înțeleg și eu ceva din ce se întâmplă pe acolo. Deși eu am ceva experiență de antreprenoriat, sunt la al 5-lea bar, nu la primul, am mai avut și agenția de casting. Frame. Da. Și atunci aici am încercat să le adun pe toate la un loc în care să îmbin și plăcere și pricepere
și o soluție economică care să-mi permită un trai civilizat și o viață civilizată, căci din păcate încă arta în România nu e atât de sigur că îți va oferi o viață liniștită, că nu vorbim aici de... Da, îmbogățire, clar. Îmbogățire, ci de o viață civilizată și constantă. Un trai decent. Da. Am fost partener aici cu Călin Nețăr, cu Dragoș Vâlcu de la Multimedia Est și cu Cătălin Rusu. Între timp Călin Nețăr a ieșit și l-am cumpărat eu partea lui, deci acum sunt mai implicat în sensul în care am jumătate din acțiuni și sunt managing partner, adică eu mă ocup de Apollo și de funcționarea lui. Iar asta îmi funcționează bine în ritmul meu de viață, eu nu sunt angajat în teatru, nu vreau să joc teatru tocmai din cauza că nu vreau să mă reîntorc de un număr infinit de ori la un proiect pe care eu l-am încheiat de fapt în mintea mea. Practic filmez, fac unu sau două filme pe an, ceea ce mi-ocupă între 2 și 4 luni, iar restul de timp îl pot dedica acestui proiect și mă simt bine în el. Care este foarte interesant, pentru că e și bar, e și teatru. Ați făcut și proiecții de film acolo. Da. Foarte multe filme, după ce se lansează, își fac acolo petrecerea. Petrecerile de... Mă gândesc tot pe banii CNC-ului. Că, că se dă buget de promovare. Cam asta a fost. Îți mulțumim mult pentru, pentru prezență. Și pentru felul în care ne-ai făcut să ne simțim că am râs ca nebunii. Da. Și vă mulțumesc de invitație și m-am simțit bine la voi. Și a fost primul podcast. Și da, și primul interviu după niște ani deja, cred. Că nu am mai apărut, nu-mi place mă deosebit. Adică nu-mi place de mine, că... Iată, că data asta ți-a plăcut de tine, ne-a plăcut și nouă de tine. Ia cu sos. Dar ai grijă! Mulțumim, Bogdan Dumitrache, multă baftă în continuare, îți urmărim proiectele și sunt sigur că o să ne revedem în viața asta sau în cealaltă, depinde unde ajunge. Și dacă realizatorii sunt deocamdată să ne revenim, să ne revedem la cinema, exact, la Băieții Buni Ajung în Rai. Vă mulțumesc și eu de invitație. Toate cele bune. Noi ne vedem săptămâna viitoare, pentru că sigur că da, vom avea și săptămâna viitoare un nou episod de Cinefan Podcast cu un alt invitat, Cristi Dumitrescu, Emanuel Lăzărescu, vă urează toate cele bune, vizionare plăcută în continuare și la celelalte episoade pe care le avem, 50 și ceva, aproape de 60 50 la număr. Iată, 57. 57 și nu în ultimul rând, nu-i așa? Să vedeți, să vedeți doar filme bune. Băieții Buni Ajung în Rai este unul din ele. Fai. Ia să te vedem, Iudit, acum cum te descurci. So you think you can dance? M-ai luat greu de la început. Da, am fost în emisiunea Surpriză, Surpriză. Asta a fost primul meu contact cu televiziunea. Aproape toate experiențele mele au așa o poveste aparte. Cineva mi-a dat o paletuță pe care scria Surpriză, Surpriză. Îți garanta accesul în studio. Am ajuns împreună cu un grup destul de mare de telespectatori. Trecem prin porțile televiziunii și l-am văzut pe Ciprian, coregraful emisiunii, și m-am dus direct la el și am spus: Ciprian, am terminat liceul de coreografie, aș vrea să dansez. Mi-a zâmbit, a zis: cât poți la picior? 38, a zis: vino cu mine. M-a dus frumos în studio, a chemat pe nu știu cine de la cameră, a zis: pune camera pe ea. M-a dus machiaj, păr, dați-i cât porți, atât. Mama și prietena ei și cine mai era la noi se uitau la Surpriză, Surpriză, căutându-mă prin public. Și până când au văzut că eram una dintre fetele care dansa și da, a fost drăguț. Și de acolo am ajuns și la Ploaia de Stele și am intrat cumva în lumea asta a televiziunii. We'll be right back.